De drumuri reparate capital din cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova au beneficiat și locuitorii satului Șuri, raionul Drulchia. Drumul din centrul satului era într-o stare deplorabilă. Acum însă toți setenii se bucură de drumuri bune. Ne pare bine că s-a făcut drumul. Este foarte bine, copiii pot pleca la școală, la grădiniță. Până acum a fost un drum foarte, foarte rău, nimeni nu putea să meargă. Prin glot, prin pietre, prin... Acum e bine, ne bucurăm și mulțumim mult la toți acei care au participat pentru a ne repara așa drum. E o treabă laudabilă, e un lucru bun. La vremea de azi, când am așteptat așa tare, multă vreme mai trecut. Copiii de unul au scăpat mai ușor de mers, când cărez pe la deal, când în eu, era rău de tot. Până la moment, copiii din localitate erau nevoiți să parcurgă drumul până la instituția de învățământ și cea preșcolară prin noroi. Fiecare dimineață, mergând pe acest drum, e mai bine decât cum era înainte, deoarece este trasă, totuși, traseu. Mă simt foarte bine mergând pe acest drum. Eu sunt foarte bucuroasă că merg pentru pe un așa traseu în fiecare zi la școală și spre drum spre casă. Administrația publică locală afirmă că de mult timp era în așteptarea acestui proiect. A fost reparat în jurul la 1200 de metri de drum și este foarte binevenit, spunem așa, amenajarea acestei porțiuni de drum, fiindcă este centrul satului, așa că este binevenit această reparație a drumului. Suntem adânc impresionați de faptul că s-a reparat această porțiune de drum. A fost o porțiune de drum destul de traversat, destul de dificil. Considerăm în tot setenii că proiectul repararea drumurilor în satele din Republica Moldova este un proiect binevenit. Tot mai multe localități din țară au beneficiat de drumuri renovate și astfel proiectul se tot apropie de final. Însă după finisarea programului Drumuri Bune pentru Moldova 1, urmează și un alt program cu aceeași destinație. Satul Șuri beneficiază astăzi de un drum reparat din cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova, lansat de către președintele Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc. Este cu adevărat necesar ca fiecare drum din localități să fie reparat. Vreau să vă zic că locuitorii satului sunt foarte mulțumiți și cu siguranță vor aștepta și al doilea etapă a programului Drumuri Bune 2, care se va desfășura în anul 2019, unde vom beneficia de mai multe porțiuni de drum care necesită a fi reparate. Trebuie să ne creăm Europa aici acasă, trebuie să facem condiții bune, trebuie să modernizăm satele noastre moldovenești ca toți să rămână aici să muncească și să dezvolte Moldova, să dezvolte satele noastre moldovenești. Programul Drumuri Bune pentru Moldova lansat de guvern prevede reabilitarea circa 1200 km de drumuri din 1200 de localități. Suma investițiilor va fi de circa 1,6 miliarde de lei, bani alocați din fondul rutier și din bugetul de stat. Victoria Conia, Anton Ciornei, TV Drochia.